Telescopul Event Horizon a efectuat observații test cu ajutorul mai multor instalații, cum ar fi rețeaua de telescoape Atacama Large Millimeter Submillimeter Array din deșertul Atacama din Chile, prin care a ajuns la cea mai înaltă rezoluție observată vreodată de pe suprafața Pământului. Oamenii de știință au reușit această performanță după ce au detectat lumina de la galaxii îndepărtate la o frecvență de aproximativ 345 GHz, echivalentul unei lungimi de undă de 0,87 mm. Colaborarea Event Horizon estimează că, în viitor, vom putea obține imagini cu găuri negre care sunt cu 50% mai detaliate decât a fost posibil până acum. Totodată, cercetătorii cred că vor putea să fotografieze mai multe găuri negre decât au reușit până acum. Colaborarea Event Horizon este grupul care a dezvăluit imaginile cu M87, gaura neagră din centrul galaxiei M87, în 2019, dar și cu Sagittarius A, gaura neagră din inima galaxiei noastre, în 2022. Fotografiile au fost obținute prin reunirea mai multor observatoare radio de pe Pământ, folosind o tehnică numită interferometrie de bază foarte lungă pentru a forma un telescop virtual de mărimea planetei noastre. Pentru a obține imagini de înaltă rezoluție, astronomii folosesc de regulă telescoape mai mari. Dar având în vedere că Event Horizon era deja de mărimea Pământului, creșterea rezoluției observatoarelor de la Sol a necesitat o metodă diferită. O altă cale de a crește rezoluția unui telescop este de a observa lumina unei lungimi de undă mai scurtă, iar tocmai asta a făcut colaborarea Event Horizon, potrivit unui comunicat de presă al Observatorului European de Sud. În urma experimentului pilot, colaborarea Event Horizon a obținut observații cu un nivel al detaliilor de 19 microarcsecunde, ceea ce înseamnă că a observat în cea mai înaltă rezoluție de pe suprafața Pământului. Deși au făcut detecții cu lumina de la mai multe galaxii îndepărtate, nu au fost folosite suficient de multe antene pentru a reconstrui o fotografie din datele colectate.